Bună ziua! Plăcintă cu spanac și cu ricotta. Bună ziua, bună ziua! Astăzi am să vă arăt cum fac eu această plăcintă. Cu spanac și cu ricotta. Așa, și pentru... pentru a prepara, o să începem cu... spanac. Eu folosesc spanac cam jumătate de kilogram congelat, dar puteți folosi și proaspăt. Căței de usturoi. Aici am 3. Un praf de sare. Și într-o tigăiță mi-am pus puțin ulei, cam 3 linguri de ulei. Și am să pun usturoiul. Am să-l tai... am să-l tai așa feliuțe, în 4. Și am să pun în tigăiță și o să punem pe foc. Așa. Îl lăsăm să se prăjească puțin. Ia uitați. Punem pe foc la prăjit. Eu între timp mi-am deschis și cuptorul. Așa. Aici am jumătate de kilogram de spanac congelat. Eu am să folosesc spanacul congelat. Așa. Pun un praf de sare. Putem pune și puțin piper. Acesta este spanacul. Pentru spanac. Apoi, pentru umplutură o să avem nevoie de spanac, de 200 de grame de urdă sau de ricotta sau brânzică sărată, ce aveți în casă. Eu am ricotta de oaie, de pecoră. Așa, un pic de nuc ușoară, eu am deja măcinată sau puteți cumpăra și o măcinați. Așa. Mai am 50 de grame de parmezan care am să pun și am să pun un nou. Acesta este pentru umplutură. Am să le pun așa aici alături. Pentru aluat avem nevoie de 350 de grame de făină. O să avem nevoie de 100 de ulei, de un praf de sare și 100 de apă. Acesta este aluatul. Și o să le facem pe rând. Și pentru uns pe deasupra, un ou și eu am pus usan. Dar puteți pune și mac. Să fie negru, ca să semene cu floarea soarelui în interior. Acestea sunt ingredientele. Aceasta este plăcinta pe care o să o facem împreună. Abia am scos-o din cuptor, încă este caldă. Am să o rup un pic mai târziu. Și să începem. Pentru cine a venit mai târziu, am pus deja pe foc usturoiul. Am pus cam 3 căței de usturoi. Așa. Și am să adaug un praf de sare, așa, și spanacul. Aici am jumătate de kilogram de spanac congelat, dar puteți folosi și spanac proaspăt. Eu îl fac pe spanac congelat. Și după ce se restrânge, îmi rămâne mai puțin. Și am să pun. Punem un capac. Puteți pune și o lingură de apă. Și am să pun pe foc. Așa. Așa, punem tot în tigăița noastră. Și punem pe foc. Și rezultatul o să fie așa. Și o să începem cu aluatul. Acestea sunt ingredientele pentru aluat. Am 350 de făină și am să pun 2 prafuri de sare. Cât iau între degete? Puțin. Ia uitați. Puțin. 1, 2.
dăm deoparte. Acum am să pun și uleiul. Mai întâi am să amestec puțin făina cu sarea. Așa. Am să pun și uleiul, 100, la 350 de grame de făină, 100 de ulei. Așa. Și amestecăm. Ia uitați. Așa. Amestecăm uleiul cu făină. Aluatul se face foarte, foarte ușor. Foarte ușor. Ia uitați. Așa. O să iasă ca nisipul. Așa. Și după ce am amestecat bine făina cu uleiul și cu sare, adăugăm apa. Așa. Aici am 100 de apă și adaug apa toată. Și acum am să amestec încet. Așa. Ia uitați cum se formează aluatul. Nici nu se mai lipește de degete. Așa. Și acesta este aluatul nostru. Și o să-l punem în folie alimentară și o-l lăsăm la odihnit cât timp facem umplutura. Așa. Atât. Vedeți? Acesta este aluatul. Și îl pun în folie alimentară. Să vedem dacă reușesc să desfac. M-am trezit cu poftă de plăcintă cu spanac cu ricota. Și zic, hai să fac, să vă arăt și vouă cum am făcut. Așa, punem în folie. Dăm deoparte. Și îl lăsăm la odihnit cât timp facem umplutura. Pentru umplutură avem nevoie de spanacul pe care noi l-am pregătit înainte, din jumătate de kilogram de spanac congelat, cu 3, l-am pus până a scăzut bine, 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 cu 3 căței de usturoi, cu un praf de sare, puneți și un pic de piper și puteți pune o lingură, două de apă și puneți capacul și lăsați să fiarbă până scade și o să rămână cam atât. Aici avem spanacul, avem 200 de grame de ricota, ricota, eu am pus ricota de pecoră, ricota de oaie, 50 de parmezan, o să avem nevoie de un ou, de sare, având în vedere că am pus sare și în spanac, să gustați dacă mai e nevoie. O să punem piper. Și nucușoară. O să avem nevoie de o lingură ca să le amestecăm. Și acum o să le punem pe toate aici. O să punem ricota peste spanac. Așa. Adăugăm și oul. Adăugăm și parmezanul. Rețeta este foarte, foarte simplă. Așa. Un pic de piper. Fiecare pune după gust. Și de nucușoară. Eu am cumpărat praf. Așa. Op. Și sare o adaug la urmă. Să vedem dacă este bună de sare. Și acum amestecăm. Și aceasta o să fie umplutură. Apoi întindem aluatul. Dăm forma la floarea soarelui
și băgăm la cuptor. Eu am pus la 200 de grade. A stat cam 45 de minute. A stat... Eu după ce am închis cuptorul, am mai lăsat-o 5 minute să stea cuptorul închis, ca să fie mai crocantă. Așa, și amestecăm bine acum. Apoi întindem pe foaie de copt, o să întindem aluatul. O să amestecăm bine, bine. Și la sfârșit gustăm. Gustăm puțin să vedem dacă este bun de sare, de piper, de lucușoară. Am să gust puțin să văd dacă este bună de sare. Încă puțină. Puțină, puțină. Așa. Și acum amestec din nou. Îl dau umplutură. Este gata. Să o punem mai aici. Și o să împărțim aluatul în două și o să întindem două foi. Eu am aici un aluatul care l-am făcut acum și aluatul făcut un pic mai devreme când l-am făcut. Și am să-l folosesc pe acesta, că se întinde mai bine. Deci cu cât stă mai bine, să stea cam o jumătate de oră la odihnit. Și am să-l folosesc pe acesta. Ia uitați. Să vă arăt diferența între unul și celălalt, ca să vedeți. Vedeți ce-l făcut acum, cum arată, și cel, vedeți că s-a așezat făina, e mai elastic. De aceea trebuie să stea să se odihnească aluatul. Și o să-l lăsăm și o să facem altceva cu el. Așa. Și aluatul acesta îl împart în două. Ia uitați. În două. Și am să întind două foi. Am să întind două foi. Mai întind una și pe urmă cealaltă. Să-mi fac și loc. Așa. Nu trebuie făină la intens. Și întindem încet, încet. Acum am să o odihnesc și pe cealaltă. Facem schimb. Așa. O timp puțin în mână. Așa. După ce am întins bine, bine aluatul, o să punem umplutura. Așa. Am o farfuriuță și am să pun aici pe mijloc, ca să îmi pun în mijloc puțin umplutură. Fac o mică presiune și o ridic. Așa. Cu altă farfurie am să pun aici deasupra, ca să am o idee unde vin puse. Așa. Și am să ridic direct pe tavă, să vă arăt cum se face.
se vede așa, se vede. Și acum o să luăm și o să punem, o să împărțim umplutura noastră aici. O să pun mai întâi în mijloc puțin. Așa. Și apoi o să punem, o să împărțim, așa, ca să facem razele. Și punem câte o lingură. Apoi dăm la cuptor la 200 de grade. Și o lăsăm circa 40-45 de minute. Puteți împărți înainte compoziția ca să știți exact cât puneți pe fiecare petală. Eu pun la ochi. Să mai pun puțin aici, în mijloc. O să împărțim și la celelalte câte puțin la fiecare. Unde am pus mai puțin. Așa. Ca să nu lăsăm, să punem pe toată. Am terminat de pus umplutura. Acum, deasupra o să punem cealaltă foaie. Ia uitați, o așezăm așa, o întoarcem și o așezăm deasupra. Acum scoatem foaia noastră și o să dăm forma la petalele de floare soarelui. Așa. Eu ridic ca să scot și aerul, să nu rămână aer în interior. Ridic. Așa. Aici am două. Am să așez farfuriuța mea aici. Am să lipesc părțile astea de jos. Așa. Așa.
o rotiță am să tai. Așa. Acum tăiem și marginile. Și întoarcem. Le puteți lăsa și drepte, sau cum am făcut eu aici, întoarse așa. Sau le puteți lăsa drepte. Eu am să le întorc astăzi așa și strângem puțin. Așa. Și desfacem. Ia uitați. Întoarcem și desfacem puțin. Și desfacem. Spanacul nu trebuie să aibă zeamă multă, trebuie să fie scăzut bine. Și urda trebuie să fie, ați văzut, fără zer. Că altfel vă curge tot. Așa. O să ungem cu ou, cu ou bătut. Așa. Facem așa puțin. Cu aluatul care ne-a rămas, să scoatem să nu aibă. O să facem în interior. Pe hârtia noastră am să întind, așa puțin. Și o să tăiem de triunghiuri și o să facem în interior, o să punem, o să ungem după aceea cu ou, o să înțepăm mijlocul cu furculița. Așa. Ia să întind puțin. Thank you.
aceste triunghiuri care le-am tăiat. Ia uitați, le iau și le așez așa aici. Cu aluatul care ne rămâne. Așezăm totul așa aici. Așa. Și punem tot aluatul. Dăm forma la ultima cățică. Așa, și așezăm aici. Cu o furculiță o să înțepăm. Așa. O să dăm forma aici la... Așa. Acum ungem cu ou. O să punem oul nostru într-un bol. Îi putem pune și un pic de sare. Cred că e prea mic. Am turnat într-un vas mai mare. Așa, am pus și un praf de sare, amestecăm bine. Și ungem. În interior o să puneți mac sau susan. Eu astăzi am să pun susan, că am susan, mac nu am. Și punem așa, susan. Așa. Acum o să dăm cu ou și pe părțile, pe petale, părțile astea în exterior. Așa. Și pe spanac. Peste tot. Să încercați această rețetă, să vedeți ce bunătate este. Acum, dacă doriți, puteți pune și pe margine. Puteți pune puțin susan și aici pe margine. Ia uitați, pe vârfuri. Cine dorește. Cine dorește să se joace. Ia uitați, așa. Mi-a rămas o bucățică de aluat și am să pun aici deasupra. Am să dau puțin ou. Așa. Și am să pun așa aluatul ăsta așa de supra aici. Ne jucăm. Puteți umple și cu brânzică sărată și cu... Imediat vă arăt și cea...
cea care am făcut-o înainte, care este deja coaptă, ca să nu vă țin. Cum am spus, m-am trezit dimineață și am avut poftă de plăcintă cu spanac. Și zic să o fac să vă arăt și vouă cum iese. Așa. Ia uitați. Acum o dăm la cuptor la 200 de grade, circa 40 de minute, 45, acum depinde de cuptor. Și să vă arăt și coaptă. Ia uitați o coaptă cum arată. Aceasta este făcută înainte și acum împreună. Ia uitați cum arată. Arată bine, bine, bine. Ia uitați. E bună, bună. Sper să o încercați și voi. Acum am să o dau la cuptor. Vă pup dulce pe toți și vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. Și vă doresc o zi frumoasă tuturor. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Și o să ne vedem cu următoarea rețetă. Am să mai intru să vă mai arăt. Și vă aștept și pe canalul meu de YouTube dacă vreți să vedeți câte rețete am. Am peste 500. Are același nume ca pagina, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Acolo găsiți și sărmăluțe, și pârjoluțe, și ciupercuțe, și cozonaci, și biscuiți, și checuri, torturi, fursecuri, sărmăluțe, cum se pune frunza pentru sarmale de viță de vie. O să găsiți foarte, foarte multe rețete, peste 500. Eu vă aștept cu mare drag dacă vreți să vizitați canalul. Și vă pup dulce, vă doresc o zi minunată și o după amiază plăcută tuturor. La revedere, multă sănătate, vă pup și vă las această rețetă. Vă pup dulce, acum o dau la cuptor. La revedere, o zi frumoasă, pupici!